Marți 10 septembrie, ISU Timiș a deschis activitățile dedicate Zilei Pompierilor din România cu o nouă ediție a simpozionului științific, organizat în parteneriat cu Aquatim. Printre subiectele prezentate în acest an s-au numărat prezența sindromului burnout în rândul personalului din cadrul serviciilor de urgență, asistența socială militară, penitenciarul Timișoara și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș, un parteneriat pentru siguranță și protecție, sau colaborarea dintre armată și pompieri, pilon al încrederii cetățenilor. Evenimentul a oferit o platformă excelentă pentru schimbul de idei și cunoștințe în domeniul intervențiilor în situații de urgență și al colaborărilor interdisciplinare.